Două fetițe din Focșani s-au urcat pe un bloc și au amenințat că se aruncă. Jandarmii și părinții au reușit să le înduplece, să renunțe la acest gest extrem. Cadrele medicale de pe ambulanțe spun că fetițele s-au temut că vor fi bătute acasă pentru note mici luate la școală. Situație fără precedent în Focșani. Două fetițe de la școala generală numărul 3 din Focșani, una în clasa a 5-a și cealaltă în clasa a 6-a, au vrut să se sinucidă. Ele s-au urcat pe un bloc cu 4 etaje din oraș și au amenințat că se aruncă de acolo. Au fost convinse de jandarmi, de părinții care au ajuns în grabă la fața locului și diriginta lor. Familia a refuzat internarea copilelor la Spitalul Județean Focșani. Sunt echilibrate cardiorespirator, doar că m-au luat niște note mai mici, le-a fost teamă că o să fie certate acasă. Mi s-a recomandat un examen la psihiatrie acum, dar mamele au refuzat transportul, deși le-au fost explicate consecințele și au spus că vor merge ulterior la un psiholog cu familia. Sunt carențe de comunicare, probleme familiale, de obicei probleme de comunicare. Astăzi ne aflam în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. În jurul orelor 13 am fost direcționați de către ofițerul de poliție, ofițerul de serviciu al Poliției Municipiului Focșani, să ne deplasăm pe strada Dr. Telemac, unde se sesizează faptul că două persoane minore intenționează să se arunce de la masarda blocului din lateralul nostru. Ajuns la fața locului, am urcat la masarda blocului, unde am identificat cele două minore, două fetițe minore, eleve la școala numărul 3, care intenționau să arunce de la masardă. La fața locului erau prezenți și părinții persoanei, împreună cu profesorul acestora de engleză. Împreună cu aceștia am convins copiii să coboare de la masardă, după care au fost conduși către autospeciala Spitalului Județean pentru acordarea de îngrijiri medicale. Nu a fost necesar, li s-a acordat doar consultanță medicală. La școala de unde sunt fetițele a început ancheta. Au fost chemați părinții și elevele pentru a lămuri situația. Pentru prima dată când ne confruntăm cu așa ceva, ne-a surprins și pe noi situația, mai ales că cele două sunt eleve bune, nu au absențe. Ele au absentat de la orele de fizică, respectiv de limba română, au absențe consemnate în catalog. Ancheta este în curs de desfășurare și pe noi ne-a surprins gestul. Una dintre fetițe a lăsat un bilet în care spunea că este bătută acasă, că s-a săturat să fie agresată și că își dorește o familie normală, părinți normal cu care să stea de vorbă mai mult. Nu știm nici noi și de acum încolo încercăm să aflăm despre ce este vorba. În acest caz s-a autosesizat și Direcția pentru Protecția Copilului Vrancea, care va face o anchetă socială în acest caz pentru a stabili dacă cele două fetițe sunt abuzate în familie. Fetițele ar putea fi luate în custodie de DGASPC pentru cel puțin 24 de ore.